Tragedia s-a petrecut în cartierul craiovean Bariera Vâlcii. Din primele cercetări se pare că femeia, care era singură acasă când a izbucnit incendiul, avea și probleme de sănătate. Cei care au anunțat incendiul au fost vecinii. Sursa de încălzire? Sobă. Cu sobă. Sobă cu plită. Asta. Dar eu când am plecat, nu era foc acolo. Făcui focul de dimineață și era stins, domnule. Și când veni, era în flăcări aici. De la ce punct s-a luat foc? Ce ați auzit? Nu știu, cred că de la o sobă au făcut foc de dimineață. Până la sosirea echipajelor ISU, femeia a murit în incendiu, iar casa în care locuia a fost făcută scrum. Am fost solicitați la un incendiu de o anexă. Ajuns la fața locului, s-a constatat că era vorba de o cameră de locuit plus două, trei anexe, undeva în suprafață de 70-80 de metri pătrați. Nefericit este că în acest incendiu a decedat și o persoană de sex feminin. Din discuțiile cu cei care sunt pe lângă incendiu, nu s-a auzit nicio bubuitură, nicio explozie. Femeia mai locuia cu un bărbat care, în momentul izbucnirii focului, nu era acasă. Oamenii legii fac cercetări pentru a afla de unde a pornit incendiul.